Salutare, dragi urmăritori și cititori a ziarului regional, Ziarul Nostru! Iată că ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Inimici, Talente Mari. Astăzi vom face cunoștință cu noi talente, copii ambițioși și vom avea parte de multe surprize. Primul nostru invitat este bârlădeanul Mihai. Salutare, Mihai! Cum îți place să petreci timpul liber? Mie îmi place să petrec timpul liber la bunici. Ce pasiuni mai ai în afară de muzică? Eu am pasiunea de a dansa și de a construi. Ce ne vei interpreta astăzi? Voi cânta cântecul Hai la joc. Mulțumim frumos, Mihai, propun să-l audiem. Următoarea noastră participantă este Pascaru Patricia. Salut, Patricia! Salut! Care este hobby-ul tău preferat? Îmi place să mă joc surioara mea și să desenez și atât. Cine te-a îndrumat să alegi calea muzicii? Mama! Ce ne vei interpreta astăzi? Cântecul Ciocolata! Haideți să o ascultăm pe Patricia! Ciocolata, am mâncat o fată, ți-i place ciocolata, am mâncat-o
Următoarea noastră invitată este Cebanu Laura. Salut, Laura! Ce-ți place să faci în timpul liber? Mie place să fac în timpul liber să dansez și să cânt. Te vezi în viitor o interpretă? Da. Ce melodie ne vei cânta și cu cine ai ales-o? Eu voi cânta melodia Alo și mi-a ales-o sora mea și mama mea. Haideți să o ascultăm pe Laura. Și creionul alo. Alo? Cine a sunat? Mulțumesc că și notat. Alo? Alo? Alo, alo? Așteptează, rog, un pic. Alo, alo? Întrebați și vă explic. Alo, alo? Nu mă costă doar nimic. Alo, alo? Următoarea noastră invitată este Melica Andreea. Salut, Andreea! Care este pasiunea ta? Pasiunea mea este să cânt. Ce vrei să devii când vei fi mare? Eu, cum voi fi mare, vreau să devin vedetă. Ce ne vei interpreta astăzi? Eu astăzi voi cânta cântecul Patru Cămăși. Haideți să o ascultăm pe Andreea. Patru cămăși am în dulapul meu, trei curate, trei călcate, cum știu numai eu. Patru cămăși stau cu mințe în șifonier, numai pe una n-am curajul să o spăl. Patru cămăși, un bărbat în casa mea, dar pe una o îmbrăcam, numai una mă încălzea. Patru cămăși, doar pe trei le îngrijesc, ca a patra nu mă lasă să trăiesc. Și mă doare când le văd, și mă caut, și mă pierd, și mă scurg de tot, până nu mai pot. Spune soare, de ce oare, doar că m-așa tam doresc să mai păr.
mașa lui care are nevoie de ea acum și eu am nevoie de ea pentru a te uita. Călcă mașa lui, mă sună s-o pregătesc, dar eu calc și nebunesc. Călcă mașa lui, dar la ce bun o mai calc, el va pleca și eu voi plânge în cămașa ta. Spune-mi tu, iubire, de ce mă beciuiesc, am obosit să te iubesc. Cămășile, de rost să-i fie atât de fric fără ele. Mie nu-mi place să cadă pentru iar trebuie să fac. Spusă doar cămașa ta să-mi brac. Și mă doare când le văd și mă caut și mă pierd. Și mă scurdă tot până nu mai pot. Spune soare de ce oare doar cămașa ta-mi doresc să-mi mai păr. Cămașa lui care nevoie de ea, cum și eu am nevoie de ea pentru a te uita. Calc cămașa lui, mă sună să pregătesc, dar eu calc și nebunesc. Calc cămașa lui care nevoie de ea, cum și eu am nevoie de ea pentru a te uita. Calc cămașa lui, mă sună să pregătesc, dar eu calc și nebunesc. Calc cămașa lui, dar la ce bun o mai calc, el va pleca și eu voi plânge în cămașa ta. Spune-mi tu, iubire, de ce mă beciuiesc, am obosit să te iubesc. În continuare, o am alături de mine pe Iana Filip. Salut, Iana! De la câți ani ai început să cânți? De la 5 ani. Cine te-a inspirat să alegi această artă frumoasă, muzica? Mama. Ce ne vei interpreta astăzi? Tati plătește nota. Haideți să o audiem pe Iana. Sunt cea mai răsfățată, sunt cea mai alintată. Și oricare mi-e pofta, tati plătește nota. Fustițe, rochițe, îmi place sanfițe. Tot ce strălucește mi se potrivește, poate chiar și-un Bugatti. Ha, 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 a fost o glumă, tati. Mai simpatică ca Barbie, poftele le face tati. Mă duce vacanță în Bali, 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 Bali. Mai simpatică ca Barbie, poftele le face tati. Mă duce vacanță în Bali, 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 Bali. De la Gucci, Louis Vuitton, papuci. Am o viață perfectă, cam tătic vedetă. Fustițe, rochițe, îmi place sanfițe. Tot ce strălucește mi se potrivește, poate chiar și-un Bugatti. Ha, 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 a fost o glumă, tati. Mai simpatică ca Barbie, poftele le face tati. Mă duce vacanță în Bali, 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 Bali. Mai simpatică ca Barbie, poftele le face tati. Mă duce vacanță în Bali, 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 Bali. Mă duce vacanță în Bali, 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 Bali. Mai simpatică ca Barbie,
Iată că și a patra ediție a emisiunii Inimii și Talente Mari a luat sfârșit. Ca de fiecare dată, mulțumim copiilor talentați și bravi de la Centrul de Creație a Copiilor Orașul Drochia, Cercul Vocal Canto, condus de doamna Berezovski Dana și, desigur, gazda emisiunii noastre, Restaurantul Paradis. Nu-mi rămâne decât să vă urez un sfârșit de toamnă fericit și plin de prosperitate. Ne vedem data viitoare!